Salutare, dragilor! În acest episod am să vă prezint cum o să fac acest palet, dar în principiu aia știe cam toată lumea, orice zi, dar știe să facă un palet, nu este mare filozofie, este simplu. Dar în general ce vreau să vă prezint mai mult este acest sac, îl vedeți aici, este un sac de, să-i spunem, gips, este un gips grosier. Este gipsul ce aici, în țările mediteraneene, se folosește în loc de ciment, în loc de tencuiala de ciment, în loc de multibatul ce se folosește în România. Acesta este pe bază de ipsos, este cu o întărire destul de rapidă. O să vedeți cum îl prepar, nu se amestecă, se presară așa în apă și nu se mișcă. Când îl mișcați, se întărește aproape instant. Are o întărire foarte rapidă. Și cu acesta se fac pereții peste cărămidă, peste bolțari. Vă arăt cum arată. Hai mai aproape să se vadă. Deci, vedeți cum este. Este gips, dar are un nisip foarte fin în el. Este un gips grosier. Și acesta se va presăra așa în apă, dar nu se va amesteca deloc. Acesta este cel care noi îl folosim la situație, cum avem șpaletul, avem nevoie să se întrească repede. Dacă îl facem din ciment, se va întări foarte greu și se mișcă, se mai umflă, este mult mai dificil. Cu acesta, în chestie de, să zic, 20 de minute aproximativ, eu l-am tare, pot să scot rigla și să-i fac cealaltă față. Este mult mai practic, mult mai rapid. Sau, de exemplu, haideți să vă arăt aici, hai Marius să vedem, să arăți aici. Hai să scot astea, că noi avem țin cam balamuc. Vin un umbră. Uitați aici, am dat jos faianța după acest perete, dar faianța fiind foarte veche, cum se punea înainte cu ciment, o să vă pun un mic video să vedeți cum am dat, ia să mă pun eu din coace. Uitați cum arată peretele. Deci au rămas bolțarii, care bineînțeles bolțarii s-au mai spart. Aici vedeți, acesta este spațiu tehnic de aerisire. Pe aici vin conductele de aerisire și vedeți, este o cameră aparte. Deci noi practic peretele ce îmbracă această cameră de aerisire a scării complet de la parter până la etajul 4, noi am spart aici. Acum va trebui tot să-l aducem la nivelul acesta, la nivelul gletului. Vedeți, aici se vede, este un glet, acesta este gletul mort, cum ar fi. Practic nu e glet, este mortarul pe bază de ipsos. Nu știu cum să-i zic, mă scuzați, acum eu în România construcții nu prea am făcut. Nu prea am lucrat, nu cunosc materialele așa bine și nici termenii, nici, nu știu cum să le zic la tale. Atunci, vom aplica două mâini de acel material ce vi l-am arătat, de gipsul acela grosier, cu acela îl vom aduce deja la nivel frumos și după aia vom aplica, bineînțeles, o mână de glet ca să finisăm, să rămână frumos. Bun, haideți să montăm acesta. Ați văzut, am pus laserul jos, aia mă ajută să am nivelul la șpalet. Bineînțeles, nu trebuie neapărat să folosiți laserul, este foarte util și un bolobox sau cum îi zice, nivelă cu bule, ceva de genul, nu știu exact cum îi spune. Bolobox, mai clasic. Și atunci, puneți dreptarul, îl fixați la linie sau la bolobox și faceți ceva de genul acesta. Eu folosesc acestea, nu știu cum le spune în românește. Sergio, în franceză știu și eu și în spaniolă, dar în românește nu știu. Chiar spuneți-mi voi în secțiunea de comentarii cum se numesc acestea. Este sistemul de prindere care se folosește foarte mult în construcții. Este culisant, după ce l-ați adus la distanța dorită, după aia strângeți și îl presează. Sincer, nu știu cum se numește în românește, așa? Poate mai învăț eu ceva de la voi. Spuneți-mi în românește cum îi spune. Și acesta se strânge bine.
și rămâne perfect. Și acum eu am linia, linia perfectă, voi face material și voi încărca. Observați niște detalii, sper să știți, aceasta este puțin telescopică, partea aceasta ce prinde, chiar dacă aveți o suprafață înclinată, el se și mișcă puțin, acesta va prelua înclinația suprafeței ce o aveți și vă ajută foarte mult. Sunt foarte practice și sunt ieftine, nu știu, unul din ăsta în jur de 5 euro aproximativ, care luați odată și vă ține o viață dacă aveți grijă de el. Este fier, nu are ce să se strice la el, ce să se ducă. Înainte, aia știți și voi, trebuie udat. Nu vă apucați să dați cu nimic, cu ciment sau gips, nu contează cu ce dați, direct pe uscat, pentru că este praful și nu se va prinde cum trebuie. Aia este bazică, mă gândesc că știe toată lumea care se uită pe canalul meu. Eu am doar cu rășină, că o am la îndemână. Și haideți să vedeți cum se face acest glet, ce se folosește aici la noi. Deci se ia și se presară, nu se pune tot grămadă, ca să absorbă el apa. Deci vedeți, l-am pus până nu se mai vede apa și lăsăm să fie tot umed deasupra, de moment nu-l mișcăm. Și normal trebuie să stea vreo 2-3 minute, să lăsăm să stea, să tragă, să se activeze particulele de nu știu ce, da? Nu știu exact ce particule are ceva particule, trebuie lăsat câteva minute, 2-3 minute și după aceea se va folosi. Dar vedeți, această mistrie este murdară, că ultima dată când s-a folosit nu a fost plată, este cu acest material și uitați-vă pe fier cât de bine prinde. Deci asta o curățăm acum numai cu flexul, nu se mai poate curăța. Că așa suntem noi meseriași și nu prea... Bine, este și o mistrie ieftină. În general m-am învățat, băieții de multe ori îmi lasă sculele murdare și arunc o groază de bani și deci să mă cer cu ei toată ziua, iau sculele mai ieftine pentru... Da, Marius nu... Marius chiar este foarte atent, este îngrijit și le curăță tot timpul. Dar mai am băieți din ăștia ce nu prea interesează și mistriile în general și astea. Bine că nu prea folosim noi foarte des mistrii în general. Eu fac mai mult renovări interioare și mai mult finisări. Dar avem, cum avem acum situația aceasta sau acel perete ce este jalnic, atunci trebuie să facem și partea mai groasă. Vedeți deja materialul. Este aproape gata, aproape, mai lăsăm puțin, el este numai bun. Acum vedeți când îl mișc puțin, dacă îl mișc mai mult, o să mi se întărească instant aproape. Este puțin greu de lucrat cu acest material pentru că are întărirea foarte rapidă și de-aia trebuie făcut și puțin. Avantajul la acesta este că lucrăm mult mai repede. Acum eu până fac încă o tură de material, chestii de câteva, un minut, două, hai, mai mult, vreo 5 minute, că exagerez eu, el deja mi-a tras. Atunci pot să-l finisez și am fața aceasta dreaptă. Și după aia voi pune invers dreptarul, l-am încărcat și este gata. Va trebui numai finisat. Acesta este avantajul la materialul acesta, pentru că lucrez foarte repede.
La fel și la perete, știți când, dacă ar trebui să te încuiesc cu ciment sau multibat. Ar trebui să stau foarte mult. Și mai nu trage bine, deja problemele cimentului, le știți toți. Cu ăsta te joci. Bun, acum am făcut partea groasă, mai fac o tură de material și cam asta ar fi sistemul. O să vă mai arăt când încep să treacă pe perete și sper să vă încânte aceste secrete ce le avem. Nu știu dacă există materialul ăsta în România, dar în teorie ar trebui să existe, pentru că siniat sunt și în România. Ei au, de exemplu, acesta este foarte bun că se întărește foarte repede. Dacă nu îl găsiți în România, eventual să vorbiți cu cei de la Siniat, să îl comandați. Dacă nu, puteți folosi și aderastratul. Aderastratul știu sigur că este tot de la Siniat. Acela se întărește mult mai... nu se întărește așa repede ca ăsta. Deci acela este bun pentru încărcare direct pe cărămidă. Este extraordinar, deci nu bun pentru mine. Noi aici numai acela îl folosim. Și este mult mai bun pentru absorbția umidității din spațiul respectiv, din cameră, bineînțeles dacă folosi și o vopsea care să aibă porii deschiși, care să poată controla higronometria aerului. În felul acesta, umiditatea, dacă va fi în exces, va fi absorbită de pereți, acela fiind tot pe bază de gips, vopseaua care o aplicați cu porii deschiși, el va absorbi toată umiditatea, surplusul de umiditate. Iar în perioada uscată, când va fi foarte cald, atunci o va reda camerei. Deci este extraordinar, este recomandat, deoarece știți bine cimentul și tinciul, la fel. Acelea sunt, nu știu, pentru mine, eu cel puțin consider că este marketing. Toți spun că, vai, respiră peretele, dar aia o știți cu toții, siliciul nu respiră, este nisip, acela este sticlă, de fapt, acela ce se respire. Sunt câteva particule de var ce sunt între nisip, care este foarte puțin var, nu este o cantitate mare. Ăla absorbe, dar absorbe foarte puțin. Deci, teoria că, de fapt, tinciul respiră, nu știu, eu unul cel puțin o văd marketing. Văd marketing, publicitate și na, nu știu ce să zic, nu mă bag acum în discuții și în discuții contradictorii, mai ales pentru că nu sunt foarte sigur. Dar zic după logica mea, fiind nisip, fiind siliciu în cantitatea cea mai mare de perete, când aveți o tencuială, toți pereții tencuiți și cu tinci, atunci uitați de respirația pereților. Chiar dacă veți folosi o vopsea, va fi un strat subțire de vopsea care va absorbi. Și dați o groază de bani pe vopseaua care să absorbă, să fie cu porii deschiși, că este mai scumpă în general, dar nu face nimic, de fapt. Este o tâmpenie. Da, dacă aveți un strat de tencuială pe bază de Ipsos, genul acesta, cum au cei de la Sinia, de la Aderastrato, atunci da, vă merită. Deci vreau să menționez că nu le fac publicitate, eu nu am primit absolut nimic, eu materialele le cumpăr complet din banii mei, nu am absolut nicio înțelegere cu cei de la Siniat sau de la altă marcă sau ce vedeți prin zonă, scule sau astea, nu am absolut nicio publicitate, deci acestea sunt video numai așa de a împărtăși cu voi și nu am absolut niciun venit din toate sculele ce le vedeți pe aici sau materialele și ce vă spun eu. Uitați cum te încuim. Deci asta este prima mână, grosul, care o dăm. Nu punem fâșii, nu mai nimic, e o suprafață mică. O să rămână frumos. Acum noi soptem îndrepta, după ce se zvântă, după ce se trage ăsta, în mod normal se îndreaptă, se rade și așa va rămâne bine. Ăsta este extraordinar, numai trebuie să vă mișcați repede că se întărește destul de repede. Și în felul acesta va rămâne peretele perfect, plus aveți avantajul că se usucă repede. Acesta în 10 minute este tare. Se poate aplica a doua mână.
Cu a doua mână, las să tragă puțin și se va rade. Se va rade, efectiv, îl luăm așa și îl radem. Bine, acum nu vreau să rad, că îl razi, se rade și rămâne perfect drept. În mod normal, peste el, merge să-i dai direct gletul de finisare. Așa o să și facem aici. Și va rămâne perfect. Din ce era aici, uite, ea filmează și jos acolo, acolo se mai văd găurile. Uitați-vă și aici, gaura, ce găuri sunt, sunt găuri destul de mari, deci aici avem 5 cm adâncime și jos acolo. Astea le încărcăm și nu ai treabă să-ți curgă, să se lase materialul, deci este perfect. Vedeți, a trecut nici jumătate de oră și este tare. Uitați. Nici jumătate de oră nu este, 20 de minute aproximativ. Nu știu să zic exact, dar până în jumătate de oră. Acesta este avantajul la gipsul acesta grosier. Să vedem operațiunea. Odată aici o îndreptare de platru. Domnul Sorin, treabă bună, treabă bună. Da, o să mai vină, o să mai vină. Deja e aproape uscat. Cât timp s-a uscat, Sorine? O oră aproximativ. Cam o oră, în jur de o oră. Uscarea nu e uscat complet încă, dar deja este tare, este dur, dar încă are umiditate în el, nu putem să-i dăm încă. Trebuie să lăsăm mâine, vom da mâna de finisare. Da. Bine, să dăm mâna de finisare peste și trecem mai departe. Deci aceasta este tencuia la bută. Vedeți cât de frumos arată și cât de rapid s-a făcut. Deci am dat două mâini de acest mortar, să-i spunem, pe bază de ipsos, ipsos cu disip. L-am îndreptat relativ. Acum mai avem mici ondulații, mici defecte, care le vom scoate cu timpul de rămână de gret. Și va rămâne perfect și rapid. Tubletul de finisare, da? Da. Aici la fel, am făcut colțul acum o oră și este deja întărit. Este întărit, este tare, înțelegeți? Acum mai punem bachetele și îl finisăm relativ. Și o să-i mai dăm mâine, îi mai dăm o mână. Mâine dăm o mână de finisare. Finision. Bun. Cu aceste materiale se poate da foarte tare și obținem viteză. Obținem viteză destul de mare.